ploua afară de rupe. Să mere tata, să mere tata să schimbe. Să mă pui asta în cap. Să mă pui asta în cap de roman sau casca de motociclist. Să mere tata să schimbe cauciucurile care mi-au venit de la Baia Mare, de la prietenul Paul, firmă de cauciucuri, anvelope, îi mulțumesc frumos. Mare lucru. Ia uite, les. Tăce patru. Ui. Noi nouță. Să nu ziceți pădutușurilor că-mi pun din ele nașpa. Stai așa, de unde știi că mi-am luat gume noi? Să vede până parbriz bine. Să vede. Bine, fii atent. Tu cu când mi le dădeai, tăte patru? Ce dimensiuni ai? 2, 2, 5, 4, 5, 7. Ce 4, 5? 5, 5, 5, 16. Da. Să mă și spun exact. Pe astea, fii atent. Stai un pic așa până merg să te uiți. Zi. Sponsorizare de la firma din Baia Mare, Paul, care are din astea de cauciucuri, gratis, așa pentru simpatia lui Nelson Mondialu. Deci, tu mă rupeai amul pe ploaia asta cum s-o scumpi gazele, cum s-o scumpi gazele, electricitatea. Bă, vezi când le scoți ușor cu ele, că vezi că-s noi nouță, ca ouăle. S-o vine Pepi, nu Pepi, ia, de la Pepi. Pepi! Stai așa că viu la tine. Să nu-mi luați etichetele jos de pe ele. Vreau să mă nelcoșesc. Oare mă ține 3 ani de zile? Asta de iarnă, să te uiți, îți bune așa, poți să umbru și la iarnă. Da? Precis? Las că după ce le dai jos, atenție să nu mă îndoi ceva și uită-te, uită-te la plăcuțele de frână, uită-te la... cum îi zice, la discuri, fii atent. La brață, că am fost la serviciu și au zis că trebuie schimbate. Să vedem să nu mă păcălească ăia. Bine? Trec imediat la tine. Am auzit că ți-o lua foc asta. Ce să fac? La muncă? Serus. Nii mă mâncat, dar ce faci de astea de prăjeală? Faci de alea de prăjeală pentru... Păi ce? E, ești cu ăla ca tinu. Cu ăla în urechi. Asta se aude aici, ce scule are, bă, în cava. Faceți din ele pentru mici? E, am crezut că faceți oale de ele pentru mici, amul la pădure. O să văd ce-mi face ăsta cu mașina. A? Pe ce să lucru? De la prieten, de pe Facebook. Gratis. A, are noroc Nelson. Are. Nu urc-o sus pe cocoșată. Sărutăvar, tata, s-o sărute. Că asta mă duce și mă duce și să mor eu dacă vă mint. Consum 2,4. La drum întins, în oraș, în oraș, auziți, 1,7, ca la motorină. Consumul, în oraș am, nu, 2,4 în oraș și la drum întins 1,7. De ce? De motorină. Da. La sută. Nică nu crede. Pepe, tu crezi? Pepi! Și ce te rog frumos? Stai un pic! Au! Ce Pepi, preche, nu merg în odealul, Pepi! Cu un din ăla cal să-mi dez... că mi-am pus de ea pentru cameră video pe mașină și n-am pus-o drept, că am pus-o într-o parte. Să ne-o dezlipești. Ii, mă, nu-i greu. Peste 2 ani șacolea e plin de morminte, nu mai este loc. Peste 4 le schimbă. Dar nu vrei două să mă încălzi cu ele, nici.
În loc să-l pui drept, l-am pus strâng, numai să-l iei jos. Eu de asta nu știu dacă ți-am atat o zis că cu din ăla cu căldură. Când e cald afară, eventual. Da? Știi, are de ăla de căldură. Dacă ți-mi călzesc tare, lăsă să nu sară lacul, știi? E pe mașină? Lasă să-l căzați afară și când cald, nu știi, două minute și dăm jos. Viu în data de 23 august, de ziua muncitorului român, care se sărbătorea cu mare plăcere, cu mare fast. Unde? Ioi, la pădure. Uitați, mâncavaș. Și nii în față ce are tata. Cine e tata? Are tata Alpina. Are Alpina, are. A? Ai. Alpina, ai. Uitați. Alpina, ai. Alpina, alții are tulpina. Bă, deja m-a vorbiți voi, că mașina mea să mor, eu te-o dau pe X5, X6, X3, știu eu ce, Celecauri, Selecauri, MTK-uri, auzi că deja zbârnăie. Deci, cocoșata mea, nici nu discut, e mașină de reclamă. Mașină dată pe posturile de televiziune, mașină care a dus lume gre. Mașină... De 150 de kg, unul. Am dus și persoane importante și parașute. Și persoane grele, vei. Și parașute de la stradă, înțelegeți? S-au dus, au depășit, au intrat în curbe, au analizat unele probleme de radar. Deci, mașina mea este mașina mea care nu o asemuiesc. Uitați-vă la ce mașină are. A vă la pe sistem? Deci le iei alea jos, le pui pe astea și cauciucurile astea rămân la voi. Bun? Te-ai uitat acolo la... Am uitat! Și? Plăcuțele! A? Produse! Da? Frâne, discurile? Buxele? Aoleu! Deci nu mi-i sunt ăia! Mâncavaș! Bă, nu mi-i sunt, eu am crezut că mi-i sunt! Am zis să mai trec! Nelson, e bandit! Dacă merg la un doctor și îi spui așa, domnule, nu știu ce mă doare la spate, și el îți zice după control, la genunche nu te doare, numai la spate, nu mă doare, domnule. Vezi că de la spate ți se trage și la genunche, am sesizat eu asta. Și atunci, domnul doctor, cam cât m-ar costa? Vreți să vă internăm să vă avem supraveghere sau aveți domiciliu? Că după față arătați a boschet. Și îi spun, domnule, îi arăta eu aboschet. Dar nici are tata bag matrimonial luat din Italia. Deci a venit consultanța. Numai că am zis că mă doare spatele și deci o trimis doctorul și consultanța după mine. Auzi, măi? Bă, vedeți, măi, cum stă treaba. Eu povestesc și deja ce povestesc. V-a trimis special pentru spatele meu? Nu, nu. Mi-a venit la băie să se duce ceva. Da? Salut, salut. Ce fac? Da, uite, acum, chiar acum explicam de medicină, salut, și ai apărut tu. Da. Și atunci, Nelson, o-i arăta eu a boschet, față de boschet, dar am pat matrimonial, set complet, de unde? Din Italia, bineînțeles, anii 1999. O groază de bani o dat tatăl. Și de atunci tău rezistă. De fapt, ca și mașina. Înțelegeți? Mașina nu. Mașina din 2008, prin care am o doare picioarele. Trebuie să-i schimbăm frâne, izdusă tocurile, izdusă astea în ea la genunți. Înțelegeți? În tălpi, i s-au făcut din aia, trebuie, deci trebuie să o duc la cizelat. Și Nelson, fiind bandit, îi spune la doctor, am unde să locuiesc
și decât să mai plătesc pe acolo să stau, mai ales că nu dezinfectați bine Ice Pharma sau cum îi zice la firma aia, ați prea schimbat spiritul în apă potabilă, rămâne de văzut. Și îmi spune prețul lui. Nelson, ce face? Bandit! Bilețele sigur că da. Fuge unde? La alt medic. De care? Veterinar, unde mi-am dus veverița mea. De tata. Și spun la medicul veterinar. Domnul medic veterinar, dumneavoastră, în caz în care, din întâmplare, veți fi într-o excursie și în acea excursie cineva din grup pățește ceva și are urgent nevoie de asistență medicală. Sunteți într-un vârf de munte unde nu aveți sistem telefonic, nu aveți acces de mașini, numai cu măgarul, cum o mărs becali la... Cum îi zice acolo unde o mărs ăia? La muntile... Atos. Sunteți capabil să rezolvați pe om? Sigur, Nelson, pentru că omul e ca și animalul. Atât că animalul nu are glandă vocală să spună anumite vocale, consoane și... Ce mai sunt? Sunt vocale, consoane și... Atât? Ce tata au crezut că sunt mai multe. Și îi spun la doctor. Bun. Ne gândim că suntem în poziția respectivă. Mă doare cotițele. Ia vedeți. Să uită doctorul. Bă, băiatule, floare la ureche. Din ce, domnul? Salut, salut. Doamne, dă numai bine. Să transport cât mai mulți răniți. Să aibă de lucru. Domnul doctor, îi floare la ureche, mai Nelson. Păi de ce? Omule, mă, te-o prins un pic curentul, cum ai făcut duș, ai lăsat fereștrile deschisă, te-ai pus jos pe scaunul la laptop. Domnul doctor, dar de unde o știi? Măi, o, deja ne atacă rușii, mă, ală, ia gavarii pe ruschi, pasă la tumbica. Și cum ai stat pe scaun? S-a prins curentul. Domnul doctor, dar de unde știți? Mă uit la clipurile tale, Nelson, fiind medic, eu știu, acum ar prinde curentul și la spate, și la urete, și îl dau reginchile care îl mai are. La valoare! Bun! Și ce înseamnă asta? O simplă frecție. Domnul doctor, dar l-au zis că și genunchile vin să trăie. Hoți medicii, escroci. Dar de ce, domnul doctor, cu noi, cu oamenii care suntem oameni de omenie și din clasa muncii? Nelson, n-ai înțeles nimic. Pentru că nu le dă salarii la medici, medicii să trăiască, bine, îs capabil să înșele și pe bunicuța, pe mămăița, pe mămăița. Și uitați, domnilor, așa? Cava să moră dacă nu... Mă, ce culoare are? Dar de ce are alb cu verde? Ungurești. Sunt ungurești? Cum, bă, că scrie în italiană? De la Pirelli. E tata Pirelli. Bine, mă, ne sunt mai bandit. Ele albe sunt pentru ploaie și ele verzi pentru iarbă, când merg pe câmp. Nu știe unde să știe. În fine. Deci, domnilor, cam asta e situația. Ăștia de la Autonic nu m-au păcălit, deci trebuie să mergem să rezolvăm și partea aia, să nu rămân într-o curbă cu, fără frâne sau fără vreo bucșă sau fără știu eu ce disc, că zic că mi s-a ondulat și se creapă și moaie tata, avăla, că miau, miau, miau. Și acum? Dacă nu vii la mine... Păi tu nu ești aici? Acum? Nu, mă, să mor dacă nu, acum de atâția ani. Eu am stat în... Pentru tine era 50, știi? Eu am stat în Ungaria... Care 50? Eu am stat în Ungaria, să uite, mă duc la ăștia la Autonic. Deci îmi face reduceri, înțelegi? Că aici să merge pe câștigarea clientului. Pe care 50? Că mi-au luat 80. Da? Da. Pe așa zic că am plătit și custodia pe iarnă la cauciucul. Da, da, da.
Bun, domnilor, s-a rectificat problema. Și așa ai și tu spaga ta? Așa? Nu, că am zis că nu-i dau nimic. Așa ai și tu, ai și tu beruța ta. Bun. Deci, inclus în preț, custodia acestor... Dar ce e? Drept de șmecher? Cadou? Nu! Nelson șpagă pe dușman ca să... Nelson șpagă, bă! Eu nu dau cadouri, eu nu dau nimic. Nu dau cadouri! Hai să vedem ce zici acolo cu... Am specificat. N-ai detalii specificat acolo. Deci, custodia cauciucurilor mele pe iarnă aici a intrat în acest preț. Bun, corect. E tata! Așa mai mare, mă, oameni, mă. Ei... Păi nu mai avem aer în piept. Mă, nu mai avem aer în piept. Aoleu, că am fost ars de prima zi cu... Adică cum? În aceea zi să mă bucur și în aceea zi să fiu posomorât. Mai mult omorât decât posomorât. Ce mă pace! Uitați ce barbare era. Ăsta-i din ăla în pădure, care împușcă animalele, sarcofag. Cum îi zice? Ăia care vânează fără drept. Brancadir. Branconer. Branconerilor! Nu se uită branconierul. Ăsta omoră veverițele, iepurii, veverițele, iepurii, căpriorile. Și albinile le fură stupul. Bă, mulțumim, de șpagă. Mulțumim de cadou, auzi, bă, ei nu acceptă șpagă, nu acceptă mită, nu acceptă cadou. Numai cadou. Ce zi tu de 10 lei să vină? Papa. Doamne, dă poftă bună. Ei, o bucată de franzelă, parizel, un iaurt și masa e servită. Alți bea mațâncă, ar mâncați numai din alea fructe de mare. Bă, mă, țâncară, ar să mâncați numai fructe de mare. Mii, optită cu parizăl.